crizei că domnia sa ar putea să fie luat ca un om de succes. Sau poate că un domn profesor, mai puțin cunoscut de dumneavoastră, cunoscut poate din relatele din presă din ultima vreme, din Observatorul de la Antena 1 de vineri, vinerea trecută, domnul profesor Ioan Rusu, numit Ursu, iertați-mă, supranumit și profesorul online, este un domn din Bacău ce revoluționează educația de câțiva ani de zile. Are una dintre cele mai interesante povești pe care le-am auzit în ultima vreme. S-a supărat cu ministerul, cu inspectoratul și a fost forțat să plece din învățământ. Ceea ce domnia sa face într-un mod spectaculos este să învețe online, fără niciun fel de obligații financiare, pe vreo 20.000 de elevi despre matematică. Chiar 30.000 sunt între timp. Într-o zi s-a dus la 40.000, s-a dublat. De când mi-a făcut antena, m-a chemat la ei acolo, în sfârșit, tot s-a întâmplat. Pe internet și veți vedea de ce. Pentru că omul, profesorul, are cu adevărat talent și își iubește meseria, iubește foarte mult ceea ce face. Două tipologii. În această seară veți avea posibilitatea să alegeți, dar veți vedea că la tipologia domnului Ursu nu sunt foarte mulți asemenea domniei sale, parcă din ce în ce mai puțin. La cealaltă tipologie, ce pare a fi una aspirațională pentru foarte mulți, mă refer la domnul Borcea, veți vedea cât de mult se înghesuie să intre în această categorie. Veți avea foarte multe date în această seară, foarte multe exemple. Iată și pe Marga de la Cluj. Și m-a invitat la Washington și am avut două zile discuții cu deci era și ministru, așa? America avea excedente bugetare. Și am putere să spun, domnule ministru, dumneata ești cel care m-a dat afară. Eram inspector. Din cauza că nu aveam susținere politic, dar nu ăsta e motivul pentru ca un om să rămână în... O să vedeți cum îi pică fața, cum să zice așa, când am avut curajul să-i spun așa. Trebuie spus un lucru. Acest sistem online trebuie cultivat, fără rezerve, dar trebuie să fim lucizi. Două lucruri el nu poate realiza. El nu poate realiza interacțiunea profesor-elev, care trebuie să fie face-to-face, să spun așa, trebuie să fie și directă, n-ai cum pedagogic, oricât vom încerca în lumea asta, cât trăim noi și după ce nu mai trăim la nivelul noi, la care gândea el acolo. Această relație din cauza. Dacă e să fie o educație serioasă și doi, elevul trebuie plasat totuși într-un mediu social, ori mediul pe care îl asigură online-ul, este în doar online-ul, nu trebuie depreciat, vai de mine, dimpotrivă, dar mediul nu este mediul social care să-l formeze pe elev. De aceea, salutând ce face domnul Ursu și e un merit covârșitor ceea ce face. Încearcă să fie foarte drăguț cu mine. Mai trebuie făcut un pas, dar sigur, acest pas nu depinde doar de domnia sa. Domnule profesor, pentru cei care n-au înțeles și poate n-au avut de unde, dumneavoastră a spus și în această emisiune și în reportaj s-a spus că dumneavoastră practic ați fost îndepărtat din sistemul de învățământ și practic ceea ce faceți acum 10 ani am pierdut din la pensie, deci m-a costat extraordinar de mult. Vocația dumneavoastră nu v-a lăsat să stați să cu ce vă ocupați acum, cu apicultura, nu? Da. Vocația dumneavoastră v-a chemat și ați folosit această metodă a transmiterii pe internet a lecțiilor dumneavoastră. De ce ați fost îndepărtat din învățământ? Am să răspund foarte scurt. Am fost îndepărtat pentru acest proiect, iar toate documentele în legătură cu ceea ce a însemnat lupta înverșunată a sistemului împotriva mea, pentru că nu am luptat cu un grup de colegi de acolo, ci cu tot ministerul, doamna ministru își amintește, încă din 2003 am Andrunescu lui era în gândim. Ministru și am prezentat niște lucruri. De atunci, doamna ministru, parcă mai amintesc că erați la rectorat, ne-am văzut și v-am prezentat un set de lucruri și vă spuneam că învățământul este prăbușit total, învățământul matematic. Ei bine, lupta mea a fost împotriva sistemului și s-a particularizat acolo, dar toate documentele se găsesc la Prof Online, la un capitol în 2007. Veți vedea, dragilor, nu stăm acum astea. Vedeți acest film și... ce am făcut? Am închis, iertați-mă, dar deschid repede acolo la Prof Online.
Eu am posibilitatea să intru repede, fără să mai tastez, nu trebuia de acolo să închid. Am aici prof online și mă duc direct, am o scurtătură. Așadar, poarta de intrare, asta este Ioana, și aici sunt foarte multe filme interesante. Noi ne ducem la videomatematică, obiectivul nostru ăsta a fost să vedem cum învățăm matematica cu prof online, cum învață zeci de mii, comentariile de pe acesta, o să vi le arat, comentariile sunt ale copiilor, părinților, bunicilor, studenților. Deci este o bucurie imensă pentru felul în care prezintă matematica și ce șansă mare au ei. Păcat că nu se asigură egalitatea șanselor, că nu se dorește chestia asta. Ioana, tu ești elev în clasa A, ai trecut în clasa A 8 acum, da? Și, Ioana, ca să meargă materia de clasa A 8, trebuie să spun foarte important lucru este să știm perfect materia de clasa, dar perfect materia de clasa A 7. Că geometria în spațiu care o să face anul ăsta se bazează pe geometria plană. Adică, de foarte multe ori, totdeauna ne vom duce într-un plan. Și dacă știi geometria plană, totul este perfect. Da? Deci, aici este secretul. Și atunci eu îți propun ție ca să facem în felul următor. Săptămânal ne vom vedea, vom face un filmuleț de acesta săptămânal, îți voi arăta astăzi cum anume trebuie procedat ca să poți învăța, să faci toată materia și îți programezi pe toată durata vacanței așa fel să lucrezi la matematică, să vezi dintr-o plăcere extraordinară, o bucurie va fi. Se va întâmpla ca părinții tăi să te poată cu greu convinge să poți pleca de lângă calculator și de la lecții. Deci tu vei fi cea care vei trăi. Îți umezesc ochii de bucurie. Să ajungi să trăiești așa ceva, o să vezi. Am să te conving încă o dată cu un filmuleț a unui elev, Vlăduț, care terminase clasa a 7-a, ca tine era spectaculos, exact ca tine. Și era dornic să facă toată materia. Și a ajuns să facă toată materia de liceu. Dar avea foarte multe goluri. Și atunci a găsit pe prof online și a făcut un filmuleț, îți voi arăta îndată la sfârșit, un filmuleț în care aducea recunoștință profului online. Pentru că spunea el, vă arăt acum cum s-a întâmplat. Eu m-am plâns la tata și mi-a spus, tată, am și mie o cameră, am și o tablă, că vreau să fac un film pentru profesorul acesta. Nu se poate. Și când m-am trezit, am plâns de bucurie, dar am urcat în mașină și m-am zis la Sighișoara. Și am stat de vorba cu... Toată strada lui era pregătită în straie de sărbătoare, că l-aștepta proful online. Am făcut o lecție cu el, totul este pe internet, vedem acolo la timpul potrivit. Dar acum hai să întoarcem la povestea noastră. Povestea noastră este să ajungi să trăiești matematica, să o faci cu drag. Că dacă nu o faci cu drag, nu ai nicio șansă. Uite, am să vedem aici că sunt aici o serie de lecții. Sunt 1817 lecții. Din aceste 1817 lecții, sunt de toate, de la clasa 0 până la clasa 12. Ori tu trebuie să mergi prin toată stiva asta ca să poți să descoperi. Ei, iată ce lucru minunat. Aici, în cap de listă, se află pe clase. Deci, practic, dacă dăm clasa 7, unde vei vedea la clasa 7, unde este pe aici, da? 179 de lecții, din stivă se trag cele 179 de lecții și de jos în sus stiva trebuie parcursă. Că lecțiile au fost unele peste altele. Tu fiind absolvent ori clasei a 7-a, orice lecție ai luat la întâmplare la 7-a, trebuie să o poți urmări. Că ai făcut clasa asta. Dar ca să revezi întreaga materie și să fie totul într-o logică așa cum se întâmplă la clasă, le luăm, iată, numai clasa a 7-a, dragilor, da? Numai clasa a 7-a acum, în toată stiva asta. Și stiva, de ce sunt pe numere presărite? Pentru că între numerele acestea se află și alte lecții și de aceea lecțiile nu sunt în ordine. Ia să vedem aici 741. Mai sunt posteri. Înseamnă că ducem la posteri mai vechi și ne ducem mai de jos când am început clasa a 7-a, concret. Da. Să reiau, uite, 569,
559 ar fi prima lecție. Hai să vedem. Acum tu ai căițelul, n-am acum la îndemână, nu suntem așa organizați, dar imaginează că ai căițelul lângă tine și cu, și cu pixuș, nu? Și încep să lucrezi lecția. Stai acasă, comodă, cum vrei tu, important este să, să începi să trăiești bucuria asta. Să vedem ce vrea să-ți spune prima lecție. Da? Să ascultăm conținutul lecției. Iată. Am de mult școala generală, dar am dat peste dumneavoastră acum și zic, pur și simplu stau ca la un spectacol de bună calitate. Am o piesă de teatru frumoasă, pentru că dumneavoastră, zice, faceți de matematică o poezie. Este un lucru spectaculos. Dacă la școală nu înțelege nimic, cu dumneavoastră, la dumneavoastră se înțelege tot. Deci, în final, ne bucurăm tare mult și ne spunem să mai ne scrie astfel de comentarii, pentru că prin comentarii lor spune exact ce simt ei și încă ceva, noi ne încărcăm bateria. Prof online, de aici își trage Seba, el de aici reușește să facă lecțiile acestea frumoase. Da, ne-am propus numere raționale, ne-am propus algebră. Deci facem numere raționale, mai facem, domnul profesor? Numere raționale. A șaptelea, da, da. Vreau să recunoaștem. Da. 15 de la pagina 10. Deci 15 de la pagina 10. Nu știu de ce m-am luat. Consideră numerele. A mic egal cu? Egal cu? 15,124. 15,124. B mic este egal cu? 28, ce fel de numere sunt acestea? 62. Sunt fracții decimale. Da, da. Este corect. Egal cu? Numere raționale sau fracții decimale. Există fracții... Să scrie cineva din numerele astea? Să scrie cineva din numerele astea? Da, dar numere raționale, raționale sunt de două categorii. Decimale și fracționale. Decimale cu decimale așa și fracționale sub formă de fracții. Că un număr decimal se poate așeza sub formă de fracție și invers. Un număr fracționar sub formă de număr decimal. După virgula fiecare număr mai sus. Deci sunt trei numere. Nu, Ioana? Aici eu am să fac pauză și tu, Ioana, îți propun acum să începem o discuție. Vorbește-mi tu despre cele trei categorii de numere. Ele sunt toate numere raționale, nu? Decimale. Și acum tu vorbește. Au mic se prezintă sub formă de... Vorbește, te rog. De fracție decimală. Da. Al doilea, B, e fracție decimală periodică simplă. Da. Și C e fracție decimală periodică mixtă. Bun. Ele ar putea fi transformate în fracții ordinare? Da. Adică 15,124, cum ar putea fi scris sub formă de fracție? 15.124 supra 1000. Astea sunt întrebări, nu știu ce urmează în lecție, dar mă gândesc eu așa acum. Acum sunt întrebări suplimentare, tu n-ai de unde să știi. Mai bine să lăsăm lecția să curgă, pentru că eu s-ar putea să fiu acum cu fel de fel de întrebări și nu-i cazul. Deocamdată să vedem cursul lecției, că tu ești tu și cu calculatorul, nu? Așa. Și tu, dacă ceva nu ți este clar, Ioana, atunci intervii și spui tu singură, vreau stop, vreau să înțeleg aici, nu mi-e clar asta aici. Da? Deci, de acum te las la comandă. Că ne închipuim că tu ești cea care ai toată discuția asta la mână. Așa. Comentează punctele și este un pic. De mai sus. Pare imposibil. Să se pare, nu ai? La primul îi spuneți de terminăm a treia cifră. Nu ne speriem. E povestea care m-a spus de altă ori. Avem încredere în noi.
Sigur. Cu asta începem. Citim exercițiul încă o dată. Încă o dată. Încă o dată până când înțelegem bine. Se consideră numerele A mic egal cu B mic, C mic, determinata 3 a cifră după virgula fiecărui număr de mai sus, determinata 30 a cifră după virgulă și determinat suma primelor 100 de decimale ale fiecărui număr de mai sus. Prin două stele o facem, domnule. Neapărat o facem, nu discutăm. Nici o clipă nu mi-a spus că nu o putem face. Deci, hai să luăm pe numărul A. Să luăm A egal cu 15, virgulă 124, da? Aici am să pun stop și vorbește tu. Așa poți încerci și tu. Le spun și tuturor prietenilor. Dacă au înțeles greșitul, să încerce individual să facă până când se împotmolesc. Când se împotmolesc, sau dacă vor să vadă dacă ideea lor corespunde cu ceea ce este acolo, este superb. Că așa este interactiv. Așa spui, eu sunt acum. Eu cum fac greșitul ăsta? Da? Te rog, pământ. A treia cifră după virgulă la primul număr este 4. Perfect. La B, a treia cifră după virgulă este 6, pentru că 62 în paranteză înseamnă 62 în perioadă, adică e un număr infinit. Și 62 se repetă de mai multe ori. Da. Și a doua grupă, spune așa concret, dacă l-aș scrie acum pe caiet, s-ar vedea 62-62 și atunci la treia este 6. Da. Dar a 15-a cifră, pune întrebarea, a 15-a cifră, care ar fi aici? Ar fi tot 6. Perfect, perfect. Și asta a fost întrebarea, nu știu dacă am pus un film, habar nu am. Mai departe? La ce a treia cifră este 7. Corect, corect. Bun, încearcă și răspunsul la a doua. La B trebuie să determinăm a 30-a cifră după virgulă. Da. La a 30-a cifră este 0, pentru că 5...